pentru un credincios motivația supremă care stă în spatele tuturor acțiunilor sale este Dumnezeu. De fapt aceasta este diferența fundamentală dintre un creștin și un om moral, un om care se poartă bine în societate, un om care are, să spunem, o sau are o conduită sau un comportament exterior care s-ar potrivi unui om pe care noi îl considerăm un om bun, un om bun. Diferența fundamentală aceasta este că un credincios face ce face datorită faptului că Dumnezeu îl motivează să facă lucrul ăsta. Noi nu facem ce facem datorită faptului că Dumnezeu ne dă anumite beneficii, noi nu facem anumite lucruri din teamă că vom pierde anumite lucruri. În ultima instanță, bineînțeles, există submotivații, dar motivația supremă a întregii noastre trăirii este Dumnezeu. În orice circunstanță a vieții, în orice domeniu al vieții, în orice sferă a vieții, motivația supremă este Dumnezeu.